Cazul unei femei care a fost părăsită de soț peste noapte a șocat o lume întreagă. Surpriza a venit în momentul în care a luat decizia de a-i căuta numele fostului partener de viață pe internet. Ceea ce a aflat a lăsat-o cu gura căscată. Relațiile din ziua de azi pot întâmpina diferite probleme, iar acest aspect poate duce la destrămarea unei familii. Acesta este și cazul unei femei din SUA care a rămas cu o mulțime de pagube pe cap și fără casă, în urma unei decizii luate de cel pe care îl considera soțul său. Femeia a avut parte de un șoc când a descoperit că a fost părăsită peste noapte de soțul ei, care de altfel aștepta cu nerăbdare să divorțeze de ea. Povestea a început în momentul în care el a câștigat la loto un jackpot în valoare de 19 milioane de euro. Deoarece nu a dorit să împartă banii cu Dona, acesta a luat decizia să se facă nevăzut. La câteva zile după ce a primit banii, Armin a plecat pe furiș de acasă, luând cu el toate lucrurile de valoare și deconectându-și telefonul mobil, pentru a nu mai putea fi urmărit. Dona a rămas uimită când a ajuns acasă și a văzut ce s-a întâmplat, urmând să aștepte câteva zile până să anunțe poliția. Căutând numele bărbatului pe internet, femeia a aflat despre banii pe care i-a câștigat și a înțeles pe loc de ce a fost părăsită. O echipă de agenți judiciari au căutat-o pe Dona pentru a semna actele de divorț, care a încercat cu disperare să dea de Armin, însă fără niciun rezultat. Astfel, femeia a fost nevoită să renunțe la casa pe care o avea pentru a putea plăti creditul făcut. Relatează cancam.ro.